Salut, prieteni! Eu sunt Cătălin și astăzi am să vă vorbesc despre rinoceri. În lume există 5 specii de rinoceri. Rinocerul javanez, de Sumatra, rinocerul negru, rinocerul indian și rinocerul alb. Aproape toate cele 5 specii sunt pe cale de dispariție. 80% din populația de rinoceri se găsește în Africa, cu o cifră de aproximativ 20.000 de exemplare. Rinocerul este foarte vânat de către oameni și din această cauză populația lor s-a împuținat considerabil. Numai în 2010 și 2011 au fost vânați în Africa 776 de rinoceri. Motivul intensificării braconajului constă în creșterea cererii de coarne de rinoceri pe piața neagră din Asia. Cu toate că nu există niciun studiu științific medical care să confirme acest lucru, chinezii insistă asupra unor așa zise proprietăți anticancer ale coarnelor de rinocer. Numele său derivă de la cuvintele grecești chino, care înseamnă nas, și cheros, care înseamnă corn. Rinocerul alb este al doilea cel mai mare mamifer după elefant, care poate ajunge sau chiar depăși greutatea de 3600 de kilograme. Are corpul ca un butoi, cu un cap foarte mare, cu 3 degete la picioare, pielea puțin acoperită cu păr și unul sau două coarne curbate pe nas, unul mai lung și altul mai scurt. Coarnele rinocerilor nu sunt făcute din os, așa cum se întâmplă cu fildeșul elefanților, ci din keratină, acea substanță din care sunt făcute părul și unghiile. Coarnele cresc de-a lungul vieții rinocerului, la fel cum se întâmplă cu părul și unghiile noastre. Cel mai lung corn de rinocer măsurat vreodată a avut 1,5 metri lungime. Dacă este stârnit, un rinocer poate ataca mortal folosindu-se de cornul său. În luptă, rinocerii folosesc și dinții ascuțiți, nu doar cornul. Deși sunt animale mari și greoaie, un rinocer poate alerga cu până la 60 de km pe oră. Cel mai mare prădător pentru rinocer este omul, care îl vânează pentru cornul său folosit ca ornament sau în medicină. Multor rinoceri li s-au îndepărtat cornul pentru a nu mai atrage braconieri. Totuși, cornul se regenerează. Pudra din corn de rinocer este folosită în medicina asiatică pentru a reduce febra. Este în general un animal solitar, fiind activ mai mult noaptea. Deși pielea lor este destul de groasă, este în același timp sensibilă la arsuri solare și la înțepături de insecte. Pentru a se proteja, se tăvălesc în noroi care acționează ca o cremă de protecție. Are nevoie să bea apă cel puțin o dată pe zi, de aceea, de obicei, stă la distanța de maxim 5 km de sursele de apă. Au văzul destul de slab dezvoltat, însă auzul și mirosul sunt foarte bine dezvoltate. Rinocerii pot crește peste 1,80 m înălțime și mai mult de 3,3 m lungime. Rinocerii negri se luptă între ei și înregistrează cea mai ridicată rată de mortalitate printre mamiferele aparținând aceleiași specii. Jumătate dintre masculi și 30% dintre femele mor în urma acestor bătălii intraspecii. Rinocerii se hrănesc cu frunze, tufișuri spinoase, fructe, plante și iarbă. Ei pot trăi până la 4 zile fără apă. Perioada de gestație la rinocer durează 16 luni, în urma căreia se naște un singur pui. Femelele rinocer devenite mame sunt foarte conștiincioase. Ele stau alături de puii lor până când aceștia ating vârsta de aproximativ 2 ani. Puii se pot deplasa la 10 minute după naștere. Puiul are la naștere aproximativ 40 de kilograme. Durata de viață a rinocerilor în sălbăticie ajunge la vârsta de 50 de ani. Dușmanii rinocerului din sălbăticie sunt leii, leoparzii, hienele sau crocodilii. Numărul rinocerilor negri este estimat la 5.000 de exemplare, iar rinocerii albi la 17.000. Cornul rinocerului negru costă mai mult decât greutatea lui în aur. În anul 2014 au fost uciși 1215 rinoceri negri. Casa de licitații Hotel Dovan din Geneva, Elveția, a vândut o cupă chinezească realizată din cor de rinocer sculptată în relief înalt, datând din perioada Qing din secolul XVIII pentru suma de 284.000 de euro, de 30 de ori față de valoarea estimată la începutul licitației. Ultimul rinocer alb de nord, mascul, care trăiește într-o rezervație din Kenya, este păzit zi și noapte cu arma în mână de soldați pentru a fi ferit de braconieri. Rinocerul botezat Sudan trăiește în captivitate cu două femele din subspecia sa. În afara celor trei, mai sunt două femele din această subspecie pe glob și ele tot în captivitate. În anii 1960 existau peste 20.000 de exemplare de rinocer alb de nord. Acum, numărul lor s-a redus la 5. În afara de protejarea sa de către paznicii înarmați, Sudan este echipat și cu un emițător pentru a-i asigura securitatea. Coarnele i-au fost deja înlăturate pentru a descuraja braconierii. Dacă v-a plăcut acest episod, nu uitați să dați un like, share și subscribe. Eu sunt Cătălin și până data viitoare, numai bine!